Spitalul Județean, la nivelul județului Dâmbovița, vom construi un spital nou cu o valoare de peste 32 de milioane de euro, un spital de pediatrie, un spital de la zero. Aproape am terminat studiul de fezabilitate, un proiect care va fi finanțat prin postul de sănătate. Anul viitor vom scoate la licitație proiectul tehnic și execuția. Când va fi gata studiul de fezabilitate, prin ce am discutat cu cei care au câștigat licitația, proiectanții, maxim 2-3 săptămâni, vom veni în fața dâmbovițenilor pentru a prezenta acest studiu de fezabilitate și ceea ce va însemna noul spital de pediatrie de la Târgoviște, o clădire de peste 4.000 de metri pătrați, valoare 35 de milioane de euro, 73 de paturi, un spital de pediatrie nou-nouț de la zero, care va fi construit în municipiul Târgoviște. Sunt proiecte în domeniul sănătății, sunt proiecte pe care ni le-am asumat în fața dâmbovițenilor și, așa cum am spus și în prima zi de mandat, o spun și astăzi, prioritatea zero a noastră a celor din Consiliul Dâmbovița a fost, este și va rămâne sănătatea dâmbovițenilor.